Părinte al Bucovinei și prieten al Sfinților Pudneni, Arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților 1929-2020, împreună cu întreaga Biserică Ortodoxă am primit cu profundă durere în suflet vestea trecerii din această viață a Înalpreasfințitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Lucrarea sa pastorală, misionară, duhovnicească, culturală, socială pentru binele bisericii, am evocat-o cu multă prețuire anul trecut, în 25 august 2019, la împlinirea venerabilei vârste de 90 de ani, în cuvântul adresat cu acea ocazie pe care l-am intitulat un ierarh evlavios și harnic, Arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților, la 90 de ani de viață. În cele ce urmează vom reaminti câteva etape ale vieții sale și principalele sale preocupări constante. Părintele Arhiepiscop Pimen s-a născut la 25 august 1929 din părinții Maria și Mihai Zainea, o familie de oameni credincioși din localitatea Herăști, comuna Greabănu, județul Buzău, primind la botez numele Vasile. Vocația sa bisericească s-a remarcat din tinerețe. Între anii 1948-1951, după cursurile medii ale liceului de Râmnicu Sărat, a urmat cursurile seminarului monahal de la Mănăstirea Neamț, ca frate de mănăstire. La 10 martie 1951 a primit chipul cel îngeresc al călugăriei, primind numele Pimen. A fost hirotonit irodiacon în anul 1951, iar ieromonah în anul 1957, după ce a urmat studii teologice superioare la Institutul Teologic Universitar din București, 1953-1957, apoi studii de specializare la Universitatea din Köln, Germania, 1976-1977. În perioada 1957-1961 a fost stariț al mănăstirii Putna între anii 1974-1978. A fost stariț al mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou Suceava, începând cu 1 februarie 1978, a fost superior al așezământului românesc de la Ierusalim. Între anii 1979-1982 a fost exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor. La recomandarea Mitropolitului Moldovei Teoctista Răpașu, în data de 10 ianuarie 1982, a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor cu numele de Suceveanul. Fiind hirotonit la 24 iunie 1982. În anul 1990, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât reînființarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, iar Preasfințitul Părinte Pimen, la recomandarea noastră, în calitate de mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a fost ales și întronizat la 3 martie 1991, arhiepiscop al acestei eparhii. Timp de aproape 3 decenii, Înalpreasfințitul Părinte Pimen a desfășurat în această eparhie o bogată activitate liturgică, pastorală, edilitară, culturală și social-filantropică, cu mult zel misionar. Cu multe eforturi susținute în al preasfințitul Părinte Pimen, a desfășurat ample activități în eparhia sa. Printre acestea se numără redeschiderea mai multor sfinte lăcașuri, care au fost închise în perioada comunistă,
zidirea de multe biserici noi și înființarea de noi protopopiate, precum și înființarea de noi așezăminte monahale. În paralel cu zidirea noilor lăcașuri de cult, care reprezentau o necesitate liturgică reală a bisericii, înalt preasfințitul Părinte Pimen a susținut și activitatea de consolidare, restaurare, conservare și punerea în valoare a bisericilor și mănăstirilor, monumente istorice din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, adevărate altare ale memoriei poporului român și neprețuite opere de artă eclesială înscrise în tezaurul de valori ale patrimoniului cultural național și mondial. Urmând învățăturii Sfintelor Scripturi și ale Sfinților Părinți ai Bisericii, înalt preasfințitul Părinte Pimen s-a străduit ca în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților să fie înmulțite faptele iubirii milostive, prin înființarea mai multor instituții și așezăminte social-filantropice în vederea ajutorării orfanilor și copiilor din familii cu posibilități financiare limitate, 3 așezăminte pentru copii, precum și pentru ajutorarea persoanelor în vârstă sau defavorizate, ocrotite în 9 cămine de bătrâni. Ca o încununare a lucrării sale de Părinte Spiritual al Bucovinei, a fost proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Iacob Pudneanul și a Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Nathan de la Sihastria Pudnei în data de 14 mai 2017, eveniment solemn la care am participat împreună cu majoritatea ierarhilor Sfântului Sinod, care a răspuns la invitația înalt preasfințitului Părinte Pimen. Conștiința pastorală și misionară înalt preasfințitului Părinte Pimen a îmbinat evlavia personală a ierarhului harnic și milostiv cu lucrarea dinamică pentru binele comun, prețuirea față de lucrarea înaintașilor săi cu sentimentul datoriei morale de a continua lucrarea lor în prezent. În numele ierarhilor Sfântului Sinod și al nostru personal, adresăm familiei îndurerate, clerului, viețuitorilor din mănăstiri și tuturor credincioșilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților părintești condolianțe, rugându-ne Domnului nostru Iisus Hristos cel înviat din morți să așeze sufletul Părintului Arhiepiscop Pimen în lumina, pacea și iubirea preasfintei trăimi, în ceata Sfinților Străi Slujitori care au binevestit lumii Evanghelia Mântuirii și a vieții veșnice, veșnica lui pomenirii din neam în neam, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.